Dintotdeauna am mers pe același drum. Dar nu bănuiam că în ziua aceea viața mea avea să se schimbe. Ești unul dintre cărăuși? Într-un loc public, cineva o ia, o citește, iar peste câteva zile sau săptămâni o lasă în altă parte. Cărăușii n-o să le lasă în natură sau în tren, nu se va baza pe noroc. Ca volumele să-și găsească lectorii, va trebui să le aleagă un cititor, cineva pe care l-a observat, pe care l-a urmărit, chiar, până când intuiește de ce carte are nevoie. Și ce se întâmplă la pagina 247? Totul pare pierdut, știi? Este cel mai bun moment. Nu fac parte dintr-o sectă. Fac cărțile doar atât. Deschizi o carte, o apropii de față. Juliet! Juliet! Aș prefera o grădină fără ziduri. Mie îmi plac zidurile, e și adăpost. Inspir mirosul cu ochii pe jumătate închiși. Nimeni nu-ți vrea răul, scumpo. Tu nu știi nimic, nu știi nimic despre ce e dincolo de zid. Nu ești niciodată. Ată. Iar apoi, ți se conturează un zâmbet. Îmi pare rău. Iar fără acest zâmbet, nu mai știi ce sunt anumiți oameni de fapt. Niște cititori. Cărților.